Gravidele, mamele cu copii bolnavi, bolnavi de cancer, ori cei care au nevoie de îngrijirile doctorilor de urgență vor fi scutiți de taxa de 10% pe concediu medical. Decizia guvernului luată astăzi prin ordonanță de urgență vine la mai bine de 3 luni de la introducerea acestei contribuții la sănătate. Oficialii au decis să păstreze contribuția în celelalte cazuri pentru ca aceste concedii să nu mai fie acordate prea ușor. Introducem azi, prin ordonanță de urgență, scutirea de la plata contribuției sociale pentru indemnizațiile de concediu medical în cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacienților cu afecțiuni oncologice și a cazurilor de urgență. Așadar, doar aceste categorii de persoane sunt scutite de la taxă, însă nu și restul românilor suferinți. Cei cu boli cronice sunt nemulțumiți și spun că taxa de 10% pe indemnizația de concediu introdusă de la începutul anului nici nu ar trebui să existe. Este o taxă pe boală. Nu trebuie să fim împărțiți și divizați sau discriminați. Ceea ce nu înțelegem este de ce sunt excepții. Cine este cel care poate categorisi o anumită boală în funcție de gravitate sau în funcție de nevoie? De ce un pacient cu tuberculoză care trebuie să stea 6 luni în concediu medical nu este scutit și un pacient oncologic este scutit? De ce un pacient care are un AVC, o boală cardiovasculară, un diabet, nu este scutit și de ce o mămică gravidă este scutită? Nu cred că punem o boală mai sus decât alta. Scutirea decisă acum de guvern vine să răstoarne parțial efectele unei legi intrate în vigoare la începutul acestui an, prin care angajații au plătit din indemnizația de concediu medical și o contribuție de 10% la sănătate, pe lângă impozitul de 10% pe venit și contribuția la pensie de 25%, la fel ca la salariu. Asta face ca, pentru un angajat plătit cu salariu mediu pe economie de 4.800 de lei, care rămâne, de exemplu, o lună acasă, taxa să-i aducă o plată mai redusă cu 500 de lei. Oficialii PNL și PSD au susținut că nu e vorba de o taxă pe boală, ci de impozitarea concediilor, pe motiv că sunt sursă de venit. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit de mai multe ori de un abuz, susținând că prea mulți români și-au concedii medicale în mod nejustificat. Anul trecut au fost 3,2 milioane de concedii medicale, însumând 24 de milioane de zile. 274 de mii de concedii medicale pentru dureri de spate și 187 de mii pentru strănut și răceală, a susținut șeful guvernului. Asociațiile de pacienți au reacționat spunând că, dacă sunt cazuri de fraudă, acestea ar trebui să fie investigate și nu taxate toate la fel.